În ceea ce privește al doilea subiect al discuției noastre, violența în familie. În primele 7 luni ale anului în curs, în județul Neamț au fost înregistrate 631 de fapte circumscrise legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, din care 206 au fost înregistrate în mediul urban, iar 425 în mediul rural. În urma infracțiunilor sesizate, 688 de persoane au devenit victime ale violenței în familie, 565 dintre acestea fiind persoane majore, din care 126 persoane de sex masculin, iar 439 persoane de sex feminin.